Fântâna Dorințelor. Ha? Lulu, scumpo, ce s-a întâmplat? De ce ești așa de tristă? Din cauza examenului la muzică. Îl dau în curând, dar mă tem că îl voi pica. Oh, haide, tu poți să cânți orice, doar te-am ascultat, știi asta? Lulu, cred că știu ce te va ajuta. Vino cu mine. Știu un secret care cred că te va ajuta să treci examenul. Puneți o dorință. Aruncă această monedă în fântână și dorința se va îndeplini. Și voi lua examenul? Asta a fost tot, gata. Ești sigur? Să fie atât de simplu? Da, acum du-te la școală și stai liniștită. Te vei descurca perfect. O fântână magică? În orașul nostru? Habar n-aveam de asta. Și nu ne-a spus nimeni. Puteam să ne punem 1000 de dorințe până acum. Tu ai vreo monedă? Vreau să fiu campion. Iar eu vreau să slăbesc. De acum încolo, voi dobărâ recordul. Eu voi mânca și nu mă voi îngreșa niciodată. O să am atât de multe medalii de atârnat pe perete. Nu vor încăpea pe un singur perete. O să cumpăr o cutie, sau poate două. Oscar, nu te-am văzut să alergi sau să te antrenezi toată ziua. Te simți bine, amice? Nu mai e nevoie să mă antrenez. Acum sunt campion. De ce spui asta? Îți arăt imediat. Nu mai țin nicio dietă. Nu mă voi mai îngreșa niciodată. Ești pregătit? Pe locuri, start! De ce mă străduiesc atâta? Doar sunt campionul. Oricum, voi stabili un nou record. Poftim? 5 minute? Dar cum? Pe vremuri scoteam 3. Cred că-i stricat cronometrul. Sparky, iarăși ai mâncat prea mult, asta nu e bine. Pot să mănânc orice? Mi-am pus dorința la fântână și o să slăbesc. O să vezi. Sunt pregătită pentru examen. Ai mare emoții, Lulu? Chiar deloc. Ce fetiță curajoasă. Mi-aș fi dorit să fiu ca ea. Simt că am slăbit câteva kilograme deja. Mă simt mult mai ușor. Nu, nu poate fi adevărat. Fântâna aia nu funcționează. Am aruncat monedele în ea degeaba. Hei, asta înseamnă că Lulu nu va lua examenul? Oh, nu, s-ar putea să ai dreptate. O să fie foarte supărată. Bună, prieteni, am luat examenul. Am luat nota 10. Dar cum e posibil? De ce fântâna a funcționat în cazul tău și nu în cazul nostru? Și noi am aruncat monede în ea. Nu este corect. Poate s-a stricat fântâna. Stricat? Să merg să-i spun lui tati. Prea bine, o să vă spun adevărul. Fântâna nu poate fi stricată pentru că nu e o fântână magică.
Și atunci eu cum i-am luat examenul? Pentru că te-ai pregătit pentru el, scumpo. Îți lipsea doar încrederea în sine, înțelegi? Ora! Am luat examenul prin forțe proprii! Dar de ce nouă nu ni s-au îndeplinit dorințele? Asta nu înțeleg eu! Oscar nu s-a mai antrenat deloc, iar Sparky nu a mai mâncat sănătos. E nevoie de multă muncă pentru a ne atinge scopurile, înțelegeți? De ce doar o fântână obișnuită? N-are nimic magic în ea. Crezi că putem să reușim prin forțe proprii? Desigur! Uite ce reușite a avut Lulu! Doar că trebuie să depunem efort! Da! Ce mult ne jucăm, da! Miau! Zburdăm toată ziua! De